Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. 50 de ani de la înființarea școlii Emil Racoviță, fosta școală 10. Expoziție de pictură Dar din Har la Târgu Ocna. A început numărătoarea inversă până la campionatul național de gimnastică din Bacău. Sâmbătă 12 noiembrie, la școala Emil Racoviță a fost o zi de mare sărbătoare. S-au împlinit 50 de ani de la înființarea școlii, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de competență și performanță. Organizatorii evenimentului au pregătit un program ce a inclus momente emoționante de reîntâlnire cu foștii profesori și absolvenți, ateliere tematice realizate de preșcolarii și elevii școlii, coordonate de cadrele didactice, dar și un moment festiv în care s-a vorbit de personalitatea patronului spiritual al școlii. Emil Racoviță. Mai multe aflăm în minutele următoare. Revine sarcina ca astăzi să fie un mijlocul dumneavoastră și să sărbătorim împreună pe 50 de ani de activitate. Pentru că emoțiile sunt puternice, mi-am pregătit un scurt discurs care cred că va ajunge și la sufletele dumneavoastră. Stimați invitați, dragi colegi, astăzi este ziua noastră, o zi solemnă. Sărbătorim 50 de ani de activitate la școala gimnazială Emil Racoviță Onești. Cu toții nu suntem doar colegi, ci mai degrabă o mare familie. Atmosfera de sărbătoare ne va uni și mai mult, ceea ce ne va permite să continuăm să lucrăm eficient, umăr la umăr, în beneficiul cauzei noastre. O aniversare a școlii este o mare bucurie pentru toată lumea, bucuria îndoirilor și a amintirilor. Cea de 50 aniversare este de asemenea o mare responsabilitate. În primul rând, responsabilitatea noastră față de cei care au lucrat înaintea noastră și față de cei care vor sărbători 60 de ani de activitate la școala gimnazială Emil Racoviță Onești. Școala noastră de astăzi este ca o casă care a fost construită de noi toți care stăm în această sală. Profesori, personalul școlii, elevi, părinți, absolvenți și chiar invitați. Această casă a fost construită din faptele noastre, din calitățile, talentele și eforturile noastre. Toți am contribuit cu ceva, iar rezultatele sunt plăcute și, desigur, meritul este al nostru, al tuturor. Dragi colegi, aș dori să vă exprim astăzi recunoștința mea specială. Sunteți înțelepți și deștepți, fermi și buni, răbdători și sensibili, oameni frumoși și veseli și împreună suntem o mare echipă. Le doresc din tot sufletul tuturor celor care stau în această sală multă sănătate și succes în tot ceea ce prețuiește fiecare dintre dumneavoastră în această viață. Vreau să cred că școala gimnazială Emil Racoviță Onești are nu doar un trecut glorios, un prezent bun, ci și un viitor minunat. La mulți ani, școala gimnazială Emil Racoviță Onești, aniversare plăcută tuturor. M-ați invitați, dragi părinți, elevi, foști elevi, este o mare onoare și o bucurie să fiu astăzi alături de dumneavoastră în acest eveniment de maximă importanță pentru această unitate de învățământ. Vreau să vă asigur că administrația publică locală face tot ce este posibil pentru a susține învățământul. Așa cum v-ați obișnuit, încă din primul mandat ne-am implicat și am acordat o atenție deosebită. Și pentru că tot este de actualitate, vreau să dau asigurări că Primăria Onești are capacitatea de a susține facturile la energie electrică și gaze, astfel încât niciun elev școlar, preșcolar din Onești să nu sufere de frig în această iarnă. Vă mulțumesc pentru invitație încă o dată și vă urez mult succes în continuare și felicitări pentru recordul depus la preocupări tactice în această unitate de învățământ și nu numai. Mulțumesc! Felicitări tuturor cadrelor didactice care și la această școală, ca și la celelalte școli din Onești. Nasc talentul.
talente. Dau copii care ne fac mândri în alte părți. Știm că și această școală, ca și celelalte școli, a dat copii olimpici. Avem profesori pe care, cu care ne mândrim, elevi cu care ne mândrim. Ce aș fi vrut eu totuși să vă spun asta, pentru că m-a așteptat în numele acestei școli. E numele lui Emil Dragoviță. Și ieri, întâlnindu-mă cu bună prietena de-a mea, îmi spun mai să spun o poveste pe care o face cu un dar celor de la Emil Dragoviță. Nu știu dacă ați ajuns în Palma de Mallorca. Eu n-am ajuns, dar prietena mea a ajuns. Pe una din străzile din Palma de Mallorca, cu cine s-a întâlnit? Cu bustul lui Emil Dragoviță. Deci, în Palma de Mallorca se întâlnește cu bustul lui Emil Dragoviță. În momentul acela, femeia ce-a făcut? A început să se intereseze ce căuta bustul lui Emil Dragoviță și de unde atâta admirație și respect pentru acesta. Și o poveste care datează de 1904. Când Emil Dragoviță a fost invitat în Palma de Mallorca. Acum a fost invitat să exploreze adâncurile uneia dintre peșterile, cele mai frumoase peșteri din Palma de Mallorca, în care se afla și un lac de apa, o temperatură de cel puțin 17 grade, și acolo a descoperit el primele vietăți care trăiesc în habitat subteran și a pus bazele biosfeologiei. Adică ceea ce el în continuare a făcut și este explorator în speologie și cel care a născut biospeologia și speologia. Deci cam așa stau lucrurile. Acest mare om, Emil Dragoviță, elevul lui Ion Creangă și al lui Grigore Copălcescu, este cunoscut nu numai la Onești, nu numai la Cluj, ci și în Palma de Mallorca. Cred că este un motiv să ne bucurăm că una dintre școlile oneștene îi poartă numele și cred că cu succes îi veți duce numele mai departe și poate va face numai 50 și 100 de ani de la înființare și 200 de ani de la înființare și sperăm să-și poată treaba la fel de frumos și până acum. Vă mulțumesc tare mult! Cum a fost parcursul de la cercetare la politică despre decizia de a se implica în politică pentru a avea un cuvânt important de spus și pentru a-i ajuta și pe ceilalți tineri, ne-a detaliat deputatul de Bacău din partea PNL, Cătălina Ciofu. Însă atragerea tinerilor în domeniul cercetării științifice depinde foarte mult de capacitatea sistemului de a-i motiva. Pe lângă motivațiile pe care le-am menționat, orice profesionist din orice domeniu știe că are nevoie ca activitatea lui să fie să-și poată îndeplini visurile, să-i se ofere siguranța unui viitor așa cum și-l dorește. Ca deputat de Bacău, ce propuneri de îmbunătățire a zonei administrației publice puteți avansa? Este o întrebare în care mă bucură foarte mult pentru că este o preocupare care ocupă un loc special în inima mea. Pentru mine, activitatea în teritoriu nu reprezintă o vacanță, ci un permanent prilej de a fi în contact cu cetățenii și cu primarii. Avansul tehnologic a contribuit semnificativ la dezvoltarea societății în ansamblu. Automatizarea în industrie a eliminat sarcinile care pentru om erau periculoase și supuneau unor riscuri de a dezvolta diferite boli. Astfel, acestea au fost preluate de roboții industriali care au avut un rol foarte mare în a crește gradul de precizie al sarcinilor executate, în calitatea prelucrărilor mecanice, dar și în interschimbabilitatea pieselor. Nu vom putea niciodată suplini actul creator al omului de inteligență artificială. Va fi în continuare nevoie ca oamenii să muncească. În imediata vecinătate a fostului spital, primarul orașului Dărmănești, Constantin Toma, a modernizat o serie de clădiri și a realizat un centru medical modern dotat cu echipamente de ultimă generație. Locuitorii orașului Dărmănești sunt mai mult decât încântați de acest centru medical, pentru că prin înființarea acestuia, pacienții economisesc atât timp cât și bani. Veniți des aici la medicul de familie? Da. Sunt necesare cabinetele astea, doamne, aici? Da, e foarte bine, da. E foarte bine. Foarte bine. Vă convine așa, e bine? Da.
Aveți nevoie de rămâneștire, au nevoie de cabinete medicale, așa, au, aproape? Au nevoie, că trebuie. Trebuie, a? Trebuie, da. Am înțeles. Sunteți mulțumite de ce a reușit să facă, domnul primar, știți cum arăta înainte clădirea, nu? Da, știu cum arăta și chiar suntem mulțumiți din domnul primar. E gospodar? Este foarte gospodar. Da? Da. Ce credeți că ar trebui să mai facă pentru Dărmănești? Deja știe dânsul ce mai este de făcut. Ați văzut că a asfaltat mult. A asfaltat, da, rigoare, da, trotuare, da. Rigole. Iluminatul public. S-a schimbat, a? S-a schimbat, da. Am înțeles. Dacă e un mesaj, ce ați transmite? Lui domnul primar? Da. Multă sănătate și spor la muncă. S-o țină tot așa, nu? Tot așa s-o țină, da. Ce părere aveți că a fost înainte, era un spațiu aflat în paragină, așa cum a fost renovat, modernizat și iată că acum avem cabinete medicale aici în Dărmănești? Foarte bună este părerea mea, pentru că era necesar. Deci cândva era spitalul, și am înțeles că un medic foarte bun, domnul doctor Pecelea, avea grijă de toată lumea. După aia n-a mai fost nimic decât medici de familie și chiar era necesar. Și cine vrea se programează, chiar era necesar și foarte util. Acum centrul medical se numește doctor Aurel Pecelea, în memoria medicului care a menționat. Exact, da. Asta e un lucru foarte bun. Eu nu sunt din zonă, sunt căsătorit aici, dar am înțeles că foarte multă lume are amintiri legate prin bunici, prin părinți, prin... Era un chirurg, un intern, era generalist, făcea operații, făcea de toate. Dumnezeu să-l odihnească. Am înțeles. Dacă e... Domnul primar a demonstrat că poate nu să salveze și clădirile, pentru că clădirile erau vechi dintr-o anumită perioadă și iată acum avem un centru modern. Da, domnul primar a demonstrat multe. Nu sunt liberală, sunt apolitică, dar... Acesta este adevărul. Domnul primar a demonstrat multe. Sunteți mulțumită de lui? Foarte, da? Foarte. Sunt și persoane nemulțumite, dar va ajunge și în locurile respective, din câte am înțeles. Așa că ce poți transmite dacă e? Ce credeți că ar mai trebui să facă domnul primar? Să facă șanțurile pe chimie, știe dumnealui. Că sunt inundații acolo și știe dumnealui la ce mă refer, dar de câte ori sunt inundații, vine și dumnealui în zonă, așa că... Chiar, deci încet și cu răbdare, nu? Absolut. S-a schimbat Dărmăneștiul? Da, din toate punctele de vedere și faptul că a ajuns din punct de vedere turistic, mi se pare pe locul printre primele locuri anul ăsta la noi în țară. Și urmează să fie stațiune, să fie declarat stațiune oraș. Extraordinar, ceva nemaipomenit, un loc frumos, curat, cu un peisaj nemaipomenit. Nu place Dărmăneștiul? Mult îmi place, deși sunt din Maramureș, îmi place Dărmăneștiul foarte mult. Ăsta e adevărul. Dacă ar fi să-i transmiteți domnului primar, ce credeți că ar mai trebui să facă pentru Dărmănești? Ar mai trebui, dacă ar putea să facă măcar un mic atelier, să mai poată angaja niște tieri. E mare lipsă de locuri de muncă, da? La noi și ar trebui. Pentru că s-o pleci în Italia și în Spania, cu cât te duci, cu atât aproape te întorci, că așa. Și ar fi bine dacă ar putea face așa ceva. Avem oameni care cresc animale, care... Da. Am înțeles. Deci asta? Da. Asta ar trebui să fie. Da, locuri de muncă dacă ar putea să... Da, știu eu. E ceva mai greu, că întreprinderi sunt mai puține acum. Dar din Har, expoziție de pictură sensibilă și plină de gingășie a artistului plastic Mihai Nechita Burculeț. Numai puțin de 27 de lucrări ale binecunoscutului artist au fost donate orașului Târgovna. Mai multe în minutele următoare. Este un lucru extraordinar când 27 de lucrări vor rămâne expuse publicului, rămân orașului. Aici sunt 14, da. Pentru că spațiul nu a permis și eu sper ca odată cu finalizarea unor investiții să găsim un spațiu mai generos care să-l punem în valoare și să fie o extensie a centrului cultural, unde acolo să funcționeze această expoziție permanentă, alături de alte spații care pot pune în valoare alți și alți artiști frumoși din Târgovna și oameni care pun. Mulțumesc foarte mult și am rămas plăcut surprins să știu că o colecție despre Târgovna se găsește nu în Târgovna, deci asta este un lucru extraordinar și chiar vă provocăm. Oricând dacă atunci vă considerați. Vă mai spun ceva. Aveți în primărie foarte multe tablouri vechi cu orașul Bacău. În primărie. Făcute fotografii.
de la MOA sunt de uite, putem să facem și o prezentare, s-a făcut acum și 1 decembrie, ziua națională, și poate facem un creăm un eveniment în care dumneavoastră să expuneți aceste... Da, trezim mai multe lucruri. Și încă un lucru. Dacă mergeți la OC, la Salin, în Salină, când am, acum 3 ani de zile, am făcut cu elevii din tabăra picture, am făcut vizită acolo. Domnul director, eu le-am oferit cele mai interesante vedere, făcute și acum sunt acolo, cu imagini din Salină, cu pușcăria și cu fel de fel. Și am să vă spun, am vederea. O vedere cu 5 personaje. Pe spate, circulată, deci nu-i falsă, scrie așa, dragă Stella, îți trimit ceva la care să ai ce visa la noapte. Aici sunt eu, Vasile, Ion, tot. O chestie extraordinară, extraordinară. Nu credem până nu le vedem în realitate. Da, oricând. Poți să faci o expoziție, să știți. Eu mă mai spun ceva. Toată lumea are o păsărică. Eu am un stol. Am peste 13.000 de insigne. Am o groază de colegi de aceea, așa că oricând pot să fac o expoziție, oriunde. Da, vă mulțumim. Dacă așa o mică paranteză, să știți că un petic de istoria cu micii noastre comunități o puteți descoperi dumneavoastră, cum am descoperit-o și noi în săptămânile trecute, pe centru vechi, pe strada fost Boardul Victoria, acum se cheamă Carol. Știți că acolo se fac niște investiții și niște lucrări și la un moment dat s-au oprit toate și toți ne întrebăm de ce se întâmplă, ce se întâmplă acolo. Am constatat că în momentul când am degajat și am decopertat stratul de asfalt, am găsit piatra cubică, aceea care a fost pietonalul, și mai jos, surpriza, la 70 de centimetri, am găsit niște bușteni. Deci am descoperit că acea stradă, cândva, acum, nu știu, 100, 2, 3 de ani, era pavată cu bușteni. Era podită. Deci asta înseamnă că Târgocna era un mic orășel de provincie. Era precum Bucureștiul, adică. Da, dar un oraș cosmopolit. Și ce este inedit, că acei arbori nu sunt stejari, sunt o esență de brad, într-o conservare extraordinară. I-am scos, i-am dus undeva în spate la instituție să-i trimită mai departe, să facem verificări, să vedem un pic cam cât ar fi vechimea lor. Pentru că un lucru extraordinar, să găsești un petec de istorie acolo. Și de-aia, cred că Târgocna oferă de, și simbolurile alea pe care noi le promovăm, frumusețea, credința și eroismul, se întrepătrund aici. Și știu că simbolul acela, tot domnul Mihai l-a gândit și noi îl promovăm. Mulțumesc! În semn de recunoștință, domnul Mihai Nechita Burculeț, primăria orașului Târgocna, oferă această diplomă de recunoștință în semn de înaltă apreciere și mulțumire pentru imensa contribuție adusă patrimoniului cultural al orașului Târgocna. 10 noiembrie 2022. Da. Acesta este... Facem un post, să ne vadă. Foarte frumos. Da. Și să știți că mai avem seara asta încă o surpriză, să spunem așa. Distinsa familie Burculeț. Nechita Burculeț. Da, Nechita Burculeț. Anul acesta împlinește și o respectabilă vârstă de când au hotărât să spună da. Acum, așa cum a spus dumneavoastră, ceva timp în urmă, se împlinește un timp. Și aici, noi ne-am gândit... Vârsta este un număr, așa? Doar un număr. Da. Și primii 50 de ani s-au scurs repede, urmează următorii. Și la fel Consiliul Local și Primăria am oferit și oferim acest certificat al nunții de aur pe care îl acordăm familiei Nechita Burculeț, Mihai și Georgeta la împlinirea 50 de ani de căsătorie. Ce mai contează suta ziua de azi? Vă felicităm pentru răbdarea și înțelepciunea de care ați dat dovadă timp de 50 de ani.
modelul dumneavoastră de viață de cuplu este un îndemn pentru fiecare dintre noi. Foarte frumos simbol, ia privit, vă rog. Și lângă acest simbol mai este și un simbol material pe care instituția primăriei îl oferă ca semn de recunoștință tuturor cuplurilor care au stăruit în primii 50 de ani de viață. A început numărătoarea inversă până când se va da startul unei noi competiții de prestigiu. Este vorba de Campionatul Național de Gimnastică, ce se desfășoară în perioada 17-26 noiembrie. Mai multe aflăm în minutele următoare de la Ingrid Istrade, directorul Clubului Sportiv Municipal Onești. La jumătatea lunii noiembrie, începând de pe data de 17, la Bacău, de data aceasta, ne întoarcem după foarte mulți ani, vor avea loc campionatele naționale de gimnastică, faza finală atât la masculin cât și la feminin și inclusiv un festival de gym for all. Cu alte cuvinte, va fi un regal sportiv. Da, va fi un regal sportiv de juniori. Vor concura toți sportivii calificați în urma competițiilor din prima parte a anului. Vor fi finaliștii cei mai buni dintre cei mai buni juniori, atât la băieți cât și la fete. De la CSM Onești cine participă? Păi de la CSM Onești avem 5 gimnaste care participă pe mai multe categorii de vârstă și mă refer la 4 categorii, începând cu Adelina Bădic, cu Ana Maria Gabor, cu Sara Cristea, cu Daria Ștefania Tănase, cu Ioana Merchez și nu în ultimul rând Delia Toma, care deja este plecată la Centrul Național Olimpic de la Deva. Cu alte cuvinte, au început emoțiile, să zicem așa. Să știți că sunt emoții, fiindcă încurunează activitatea unui an întreg competițional. Ele sunt medaliate cu echipa în vară, dar știți că se pot întâmpla multe într-o perioadă de 4 luni. Sperăm totuși că vom fi din nou pe podium, fiindcă atât Ileana Hrișcă cât și Alina Iacob, antrenoarele lor, sunt niște fete extrem de serioase și de muncitoare și își doresc foarte mult să se facă remarcate și aici, acasă, să spunem. Apropo de asta, mi-ați ridicat mingea la fileu pentru următoarea întrebare. Nu este la Onești, este în municipiul Bacău. Da, este în municipiul Bacău. Inițial în calendarul competițional al Federației Române de Gimnastică a existat la Onești, dar faptul că sunt anumite probleme în ceea ce privește sala polivalentă Nadia Comăneci, atunci n-am mai avut cum să-l aducem la Onești anul acesta. Sperăm ca anul viitor să venim cu altă competiție la Onești. Eu am ținut în mod special să rămânem în județul Bacău, fiindcă totuși vorbim de Onești, dar Bacăul, din punctul meu de vedere, rămâne... Gimnastica românească a pornit de la Bacău, chiar dacă din Onești, și m-am dus către Bacău, care au fost extrem de încântați să ne primească cu aceste acțiuni. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 15 noiembrie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 12 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 2 grade Celsius. Miercuri, 16 noiembrie, vremea se menține relativ caldă pentru această perioadă a anului. Cerul pe alocuri va fi acoperit de nori. Maxima zilei urcă până la valori de 13 grade Celsius, în timp ce noaptea, mercurul în termometre, coboară până la valori de 2 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.